Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Astăzi este ziua când o să învopsesc rădăcina părului și totodată vreau să dau răspuns la două întrebări. Cu ce vopsea învopsesc părul și dacă folosesc vopsea naturală? Deci vopsea naturală pentru părul blond eu nu cunosc, poate voi cunoașteți. Să scrieți, vă rog, în comentarii. Dar eu îmi mențin culoarea cu infuzie de mușețel. Și pentru a proteja organismul de acțiunea dăunătoare a vopselii pe care o folosesc, înainte de a învopsi părul, pe degețele iau puțin ulei și fac masaj la rădăcină. Pentru ca vopseaua să nu poată pătrunde în piele. Ăsta ce pot eu face în cazul vopsirii părului? Cum pot eu să mă protejez de vopsea? Dar pe parcursul, deci în perioada când nu vopsesc, perioada între vopsiri, folosesc pentru a menține culoarea, infuzie de mușețel. Iau o linguriță, infuziez și o las pe noapte. Apoi cu infuzia dată, după ce îmi spăl părul, îl clătesc. Dar ce vopsesc, cu ce mă vopsesc acum? Eu acum, cu mare greu, așa să spun, am găsit aici în Canada vopseaua care să-mi meargă și să fie cât de cât aproape de vopseaua care mă vopseam când eram în Moldova. Eu foloseam de la Vela 712 și oxidant de 9% și dizolvam, deci 1:2 și mergea, era foarte bine. Deja, cum am venit încoace în Canada, mi-a fost greu să aleg culoarea care îmi merge. O să vă las în descriere, deci unde, mai jos de descriere, o să găsiți magazinul cu produse care eu am folosit, ce vopsele am folosit. Și ca un pic să mă abat de la temă, deci în fiecare filmuleț, dacă este vorba despre îngrijirea tenului sau albirea tenului, spre exemplu, în descriere, deci mai jos, găsiți magazinul cu produsele recomandate, unde puteți să le procurați online. Am ajuns până la final să folosesc două vopsele de la Schwarzkopf. Iată așa ea. Igora. Numărul 80 și 900. Iar oxidantul la fel de 9%, dar volumul 20, fiindcă este și 30 volumul și dizol vopseaua 1:1. Deci 30 de mililitri de vopsea și 30 sau 30 de grame de vopsea, mai bine zis, și 30 de mililitri de oxidant. Eu iau 24 de grame de 909. Deci ambele sunt, este vopsea blondă. Și 7 grame de 80. Iată acum eu voi pregăti și voi adăuga 30 de mililitri de oxidant. Cu Doamne ajute! Am amestecat bine. Și încep să vopsesc din creștetul capului. Și încet, încet,
merg părțile și vom vedea. Aceste două vopsile împreună foarte, foarte bine vopsesc părul sur, în special 900, și are efectul asupra părului sur. Iată, l-am vopsit, mi-a luat 10 minute și îl voi lăsa 35 de minute, apoi voi emulga, deci pe toată lungimea, voi împărți, voi dizolva, de fapt, și voi împrăștia vopseaua și pe lungimea părului. Sper să iasă bine. Au trecut 35 de minute și îl voi întinde, deci vopseaua întind pe toată lungimea părului, foarte atent, ca să nu distrug cuticula. Puțin chiar un bip. Iată cam ce culoare. Un bip, bine, bine. Și o să mai las undeva 5 minute să acționeze. Deja de acum nu mai pieptă. Iată, îl prind cu ochi foarte, foarte. Și un bip, bine, bine. Apoi îl voi spăla cu șampon și condiționer de la Pantene Pro-V, special pentru părul ondulat. Condiționer la fel din această serie pentru părul ondulat. Și am un gel de la Abril Natur pentru stilare. Iată așa culoare după spălat. Acum voi aplica leave-in condiționer. Să iau mai mult, iată așa iau. Deci pentru doamnele în vârstă care nu cunosc această metodă, deci se ia condiționer care îl îmbibăm bine în păr. Părul umed. Într-o parte, în alta. Deci acest condiționer nu va fi spălat, înlăturat. Și într-o parte, și în altă. Și eu îl las un pic
să se îmbibe, apoi voi aplica gel, destilare. După ce am îmbibat, leaving-ul, o să aplicăm un gel pentru stilare. Cam atât. Și aranjăm părul cum ne dorim. Eu o să-l las să se usuce liber, dar voi puteți să folosiți un uscător. Vă place culoarea? Mie da! Eu vă mulțumesc că ați fost cu mine. Vă aștept și la alte filmulețe. Vă iubesc și vă îmbrățișez. La revedere! Portret și bucle răsfățate. Mie tare place. Place.